Da, ne-a dat bătăie de cap, ne-am reconfigurat evoluțiile și am folosit cei mai pregătiți piloți și cred că rezultatul s-a văzut, a fost un spectacol. Spun asta pentru că am văzut foarte mulți oameni care ne salutau după aterizare. Ce simțiți atunci când sunteți în aer? Ce mesaj aveți pentru publicul care a venit astăzi aici? Când suntem în aer nu apucăm să simțim mare lucru, suntem concentrați la ceea ce avem de făcut, dar ne bucurăm foarte mult după aterizare când vedem că evoluțiile noastre sunt apreciate, munca noastră este apreciată. Și iar publicului transmitem că acest eveniment a devenit o tradiție, va crește de la an la an și sper să ne vedem în fiecare an la Constanța. Sunt ani de antrenamente, piloții pe care i-ați văzut sunt chiar membrii lotului național de acrobație, reprezintă România la competițiile internaționale și câștigă an de an premii, sunt pe podium din 2015 aproape în fiecare an. Și la început de sezon înseamnă niște zeci de ore de antrenament, dar depinde de nivelul de pregătire al fiecăruia. Toți cei pe care i-ați văzut în aer sunt instructori, învață tineri să zboare. În același timp zboară și alte tipuri de aeronave, au mii de ore, dar se și cunosc foarte bine și au încredere reciprocă foarte mare. Vă gândiți și la competițiile la care urmează să participați în perioada următoare? Chiar după ce venim la București, după această demonstrație aeriană deosebită, o parte din echipa noastră pleacă în Polonia la campionatul mondial, clasa Unlimited, iar în septembrie la Clinceni, aerodromul nostru Fanion de lângă București, organizăm campionatul european unde vom reprezenta România la două clase. Numele complet și funcția? Protarul George, director general Aeroclub României.